Prima salată de post, prima salată de post din iarna asta este făcută cu cătină. Ea este suplimentul de proteină în seara asta. Cătină, măsline, castraveți, cornișon turcești, roșii, pătrunjel abundent, ceapă, <coughs> ceapă și ulei de măsline. Totul împreună cu boabe de muștar ca să aibă aromă dar și cu semințe de semințe de chimen, tocmai ca să îi dea gust și performanță, plus câteva feliuțe albe de se vede, se vede chimenul, câteva feliuțe albe de țelină pe care am tot la fel tocat-o subțirel ca să fie tot gustoasă și să prindă să aibă contur. E o salată hrănitoare nu este foarte rece afară, deci eu zic că e primenitoare salata și că va avea, va avea exact gustul care trebuie. Plus am pus puțin ulei de mere, sunt pregătit să storc și o lămâie ca să aibă tot personalitate, plus să mai arunc cu un brâu de piper, tocmai pentru ca piperul ăsta să îi dea un plus de aromă. Și nu vă mă ascund, am pregătit și puțin muștar, muștar cu boabe, tocmai pentru ca să-l schimbe, să-l deschidă, să nu devină sarbăr monoton. Însă măslina este pregătită ca să asimileze gustul și vă mărturisesc că e o salată reușită pentru începutul ăsta de post pe care vi-l doresc să-l țineți cu spor. Nu există post ușor, postul este plin de încercări, este o descărcare de o sumedenie de ispite, este un prilej de mărturisire și de revenire la noi înșine, în primul rând și înainte de toate. E, și din perspectiva asta, eu zic că nu trebuie să neglijați tot ce ține de aspectul frumos. Și atunci, în viorarea asta, am găsit-o tocmai în cromatica pe care o dă Cătina, împreună cu minuna asta de boabe de muștar, care deschid fantastic și creează aerul ăsta de prospețime, după cum vedeți, de relaxare, de încununare frumoasă și limpede, iar sobrietatea chimenului va regla administrând papilele la o manieră plăcută, splendidă și cu aer de prospețime de care avem nevoie, pentru că e destul de suficientă iarna vrajbei noastre.